Bună seara și bine ați venit la o nouă emisiune din seria Aventuri în jurul lumii. În seara aceasta nu vom ne duce din nou foarte, foarte departe. Vom sta pe aici, pe undeva, până preajmă, până România și până zonele în care sunt bătute de foarte mulți turiști din România. Dar vom avea un invitat absolut fermecător, șarmant de-a dreptul, domnul Mădălin Măncilă, care este directorul general al concediilor. Eu am avut la un moment dat un prieten care spunea că visul vieții lui este să lucreze la o firmă de stat. De stat pe plajă. De stat degeaba. Cum este să fii directorul general al concediului? Ești permanent în concediu? Aș vrea eu să fiu permanent în concediu. Din păcate, nu sunt nici pe plajă permanent, așa cum își dorea prietenul tău, dar nici... Nu stau tot timpul sau nu putem să stăm, din păcate. Însă, din fericire, dacă vrei, lucrăm pentru turiștii noștri și asta cred că este cel mai important. Asta este un paradox, știi? Pentru că oamenii în general au impresia că noi cei care lucrăm în industrie călătorim foarte mult. În realitate, lucrurile se întâmplă puțin altfel. În sensul în care noi petrecem mult mai mult timp în birou atunci când turiștii călătoresc, nu? Pentru că noi nu putem să plecăm din câmpul muncii, ca să spun așa, în sezon, când e perioada cea mai frumoasă, când e soarele cel mai puternic, când sunt plajele cele mai frumoase, apa cea mai caldă. Noi suntem la birou și încercăm să facem treaba bine, astfel încât oamenii să se bucure de toate lucrurile astea. Dar tu când pleci în concediu? Păi, anul ăsta nu mi-am propus să plec în concediu. Asta pentru că sunt și cu un proiect la început și atunci responsabilitatea este pe măsură. Însă, așa, un weekend din când în când mai fur, dacă vrei, între ghilimele. E destul de complicat pentru noi să plecăm în concedii. Hai, spune câte ceva despre tine. Prezintă-te puțin între spectatori. Eu te știu dintr-un anumit moment, când lucrai la Happy, dar... Nu, cum ai nimerit în turism și de ce în turism? Uite, asta este o afirmație foarte corectă, pentru că eu am ajuns în turism prin pură nimereală, dacă vrei. Și asta pentru că am venit în București la școală și am nimerit iarăși să locuiesc într-un apartament pe undeva prin drumul Taberei, un apartament de 3 camere împreună cu niște prieteni. Eram fiecare în camera lui câte 2. Cu o chirie foarte ieftină pentru că nu ne puteam permite altfel. Iar hai să spunem, soarta a făcut ca ei să lucreze într-o agenție de turism. Dacă vrei pot să-i dau și numele. Se numea Romantic Travel. Era destul de mare la un moment ăsta, mă rog, vizibil acel exact. Puțin. O să-ți povestesc puțin, dacă vrei să-ți fac așa un rezumat al începuturilor mele în turism până în momentul de față. Ei lucrau în turism, lucrau la Romantic Travel cu toții și așa am ajuns și eu, pentru că, hai să spunem, trăind zi de zi cu ei, povestim foarte mult despre ceea ce se întâmplă la birou, despre ceea ce fac, despre ceea ce administrează, era vorba de IT, era vorba de autocare sau de avioane, automat am fost și eu prins în... și am luat drog. Odată ce am intrat într-o agenție de turism, practic mi-am luat acest drog care nu a trecut nici până în ziua de azi. Cred că dependența este cea care ne ține pe noi în industria asta, pentru că în rest să știți că lucrurile sunt destul de complicate. La Romantic Travel am stat o perioadă destul de scurtă, însă suficientă, astfel încât să mă atașez de această industrie și să învăț foarte multe lucruri. Am continuat apoi la Happy Tour, unde am ajuns înainte ca Happy să fie achiziționat de către fondul de investiții, aparținea familiei Demetriade. Acolo m-am dus, eu sincer am candidat pentru un post de agent de turism. Da? Deși eu mi-am dorit foarte mult să fac marketing, din nimerală sau din nevoia lor de a mai avea pe cineva în departamentul de marketing sau creație, dacă vrei, mai mult, hai să spunem design mai mult, am ajuns acolo ca ucenic. Da? Vrăjitor. Ucenic. Ucenic al unui vrăjitor, dacă vrei, care știa foarte bine cu Photoshop-ul și cu Corel-ul pe vremea respectivă. Și mi-am dorit foarte mult să continui. Am învățat foarte multe de la omul respectiv și... Apoi, odată cu achiziționarea Happy Tour de către GED, ușor, ușor am urcat fiecare treaptă, muncind într-adevăr foarte mult. Poate aveam zile și seri când plecam la 2 noapte de la birou, fiind singur pe plantație, însă toate aceste lucruri hard, dacă vrei, m-au ajutat foarte mult să evoluez. Și cred că faptul că
Am încercat pe alocuri pentru că n-am avut cine să mă învețe prea mult, să fiu autodidact, m-a ajutat foarte mult să progresez. După care a venit Travel House, cumpărat la fel de către grup buget, a venit Paravion, a venit Prestige și practic am trecut prin toate liniile de business posibile ale turismului, începând cu Corporate, da? Care era Happy, continuând cu Tour Operarea, care era Prestige Tours, continuând apoi cu online-ul, care era Paravion, și iarăși o parte de evenimente și congrese, care era Travel House. Practic de aici s-au dezvoltat echipe pentru pe fiecare brand în parte cu care am lucrat și cu care cred eu că am avut rezultate destul de bune la momentul respectiv. Am plecat de la Happy după vreo 8 ani, moment în care am simțit nevoia unei schimbări, pentru că ajunsesem să simt nevoia unei provocări noi, și atunci am fost la Accent Travel, unde am încercat să dezvolt un proiect online. Nu am reușit să ajung cu el la punctul la care mi-am propus inițial, însă eu cred că, dacă vrei, karma m-a ajutat sau i-a ajutat pe cei la care am lucrat să aibă performanțe. Nu neapărat datorită mie, dar în general pe unde am fost, firma respectivă a început să funcționeze. Exact așa s-a întâmplat, de exemplu, și cu Accent, care era într-o situație destul de complicată în momentul în care am ajuns acolo și am plecat, credem, în momentul de vârf. Pe principiu, lumea pleacă când e rău, eu am plecat când a fost bine. Și am venit la Millennium Tour, unde am lucrat un business plan pentru un proiect online, concediu.com se numește, un business plan care are un obiectiv foarte clar în următorii 5 ani și care este un proiect de care sunt pur și simplu îndrăgostit, dacă vrei. Mă simt foarte bine, foarte bine cu el, mă simt foarte bine cu brandul, mă simt foarte bine cu colegii mei. Se muncește, nu cred că e important dacă se muncește mult sau puțin, e important să se muncească bine și cred că asta facem noi acolo. Am învățat foarte multe lucruri pe parcursul anilor care mă ajută acum să pun în aplicare pe proiectul ăsta. Sper să avem continuitate și sunt convins că și cu ajutorul perseverenței vom reuși să facem ce ne propunem. Asta, și te-am trecut așa prin toată istoria mea din turism. Am înțeles. O să vorbim și despre concediu. Am început cu concediu să vorbim de concediu.com. Dar până atunci, tu ca un om care ești în turism de 15 ani, 14 ani, inclusiv în poziții de vârf, cum vezi turismul românesc? Care sunt provocările? Care sunt problemele? Care sunt tendințele? Turismul românesc este într-un progres continuu, dacă vrei. Asta este. Dacă tu ești la cifre, da. Da, este într-un progres din toate punctele de vedere, da? Și din punct de vedere al serviciilor, care chiar dacă nu sunt la nivelul la care ne-am dorit noi sau turiștii noștri, ele cresc de la an la an, investițiile sunt din ce în ce mai mari în zona de servicii. Provocările sunt foarte multe, lucrurile sunt foarte complicate în industria noastră. M-a întrebat cineva, am fost la o emisiune la radio și m-a întrebat doamna dacă se câștigă bine în turism. Dacă câștig eu personal bine din turism. Ai fost un Lamborghini în față. Da, este al colegului tău. Nu cred că totul se rezumă sau nu totul ar trebui să se rezume la mașina pe care o ai în parcare. Asta e părerea mea. Însă, da, lucrurile în turism sunt complicate pentru că este destul de greu să administrezi fericirea oamenilor, dacă vrei. Pentru că noi nu facem altceva decât să încercăm să-i facem pe oameni fericiți, iar din fericire de cele mai multe ori ne reușește chestia asta, dar sunt și momente în care nu ne reușește. Și atunci eu știu că în momentul în care un om, poate știm și noi foarte bine care este salariul mediu pe economie la noi în țară, știm foarte bine că Bucureștiul nu este România, ceea ce se întâmplă în provincie nu prea are legătură cu ceea ce se întâmplă în București. Dacă ar fi să raportăm țara la nivelul Bucureștiului, cred că ne-am păcălit foarte tare, adică să avem aceeași comunicare, să avem aceeași abordare, eu cred că ne-am păcălit foarte mult. Și atunci știu că oamenii muncesc un an de zile, poate să plece într-o vacanță de 7 zile undeva la mare, să se relaxeze, să se rupă de toate problemele zilnice, iar responsabilitatea este foarte mare, pentru că știm în același timp că poate omul a doua oportunitate de vacanță în același an nu o are. Și atunci responsabilitatea este mare. De aici vine, dacă vrei, complexitatea lucrurilor. Nu vreau să vorbim despre
chestiunile financiare sau economice cu care se confruntă o agenție de turism, deși există, pentru că iarăși vorbeam cu un client și eu chiar i-am spus, uite, ca să înțelegi și tu despre ce este vorba, aceasta este marja cu care noi lucrăm și omul nu m-a crezut. El chiar credea că noi suntem milionari. Noi cei care conducem sau patronii de agenții de turism sau evident că sunt și excepții, dar dacă e să generalizăm, marjele sunt destul de mici. Și care sunt tendințele în turism în ultimii 1-2 ani și cum crezi că va evolua în continuare? Te referi la destinații? Destinații, la modul de publicitate, de marketing, de vânzare, de... Dacă e să ne referim la destinații, la produs în sine, sunt convins că în următorii ani vor mai apărea destinații noi, însă cu siguranță core business-ul Roberto-Nuri din România va sta tot pe destinațiile clasice, pe sunt destinațiile atrile. Exact, pentru că nu riscă nimeni să-și restructureze toată gama de produse riscând foarte mult. Oricum, din experiență spun că o destinație pentru a ajunge să fie profitabilă, dacă vrei, acest lucru se întâmplă cam după 3 ani. Cam 2 sau 3 ani poți merge pe pierdere cu destinația respectivă, pentru că românul este destul de conservator. Cu greu asimilează un produs nou, chiar dacă tu îi oferi acel charter. Croația cred că este exemplu cel mai bun, a fost încercat acum vreo 2-3 ani. Culmea, pe baza feedback-ului venit de la clienți. Da? Da, cred că acum 3 ani a fost o încercare de charter în Croația, la târgul de turism, toată lumea cerea Croația, Croația, Croația. Și atunci oamenii au zis, hai să punem un charter pe Croația, să vedem ce se întâmplă. Uite că în momentul în care a apărut charterul, oamenii nu s-au înghesuit. Dar știu că charterul a fost și anul ăsta, a fost și anul trecut. Da, sigur. Și eu mă bucur că există această perseverență în a promova și a produce o notorietate pentru destinația respectivă. Normal. Eu îți vorbesc de prima încercare în care feedback-ul din piață nu s-a potrivit cu cererea efectivă pe produs. E destul de greu. De asta spun că eu cred că totul este posibil, însă în același timp nu știu în ce măsură tur operatorii mari din România și asumă riscuri, poate doar riscuri controlate. La voi, în afară de Sfânta Treime, Turcia, Grecia, Bulgaria, și România, ce vezi? Ce alte destinații par să dea... Să știi că, uite, noi fiind în primul an de activitate pe concediu, rămâne să analizăm foarte bine tot ceea ce se întâmplă. Noi n-am avut până acum o sezonalitate de iarnă, de exemplu, din care să îți pot da un istoric și din care să tragem niște concluzii. Însă acum testăm, de exemplu, Dubaiul, o să testăm Laponia, o să testăm anumite circuite, o să vedem ce se întâmplă. Probabil că dacă ne vom întâlni aici sau în altă parte la primăvară, sau chiar spre vară, îți pot da un feedback cu ceea ce s-a întâmplat sau cu destinațiile pe care le preferă românii în sezonalitatea asta. Dar vara cam care a fost a patra, respectiv a cincea destinație? E foarte complicat, pentru că cele mai multe cere și dacă este să ne referim strâng la online, online nu generează foarte multe vânzări pe sume mici. Oamenii plătesc destul de greu cu cardul sume mari. Da? Și atunci nici destinațiile nu sunt dintre cele mai complexe sau dintre cele mai îndepărtate. La noi a funcționat foarte bine și s-a vândut foarte bine România, Bulgaria, așa cum spuneai și tu. Aceste două destinații au fost practic destinațiile prin care pe care oamenii au dat cu cardul, dacă vrei. Plăteau cu cardul efectiv pe site. În rest, celelalte destinații mai scumpe sau produse mai scumpe aveau nevoie de consultanța agentului și, să spunem, conversia în offline. Dar, mă rog, în rest, toată lumea se înghesuie pe aceste destinații foarte comune. Așa cum ți-am spus mai devreme, românii sunt destul de conservatori și dacă s-au simțit bine într-o parte, vor persevera acolo până când le vor crește copiii și atunci vor fi nevoie să schimbe destinația respectivă, nu? Să încerce ceva nou ca să distreze copilul sau pentru un cuplu de tineri care sunt proaspăt căsătoriți, li se potrivește o anumită destinație și vor persevera până vor ajunge să facă copii și atunci trebuie să obliga să schimbe destinația cu una mai child-friendly, dacă vrei. Obiceiul românului de consum se schimbă odată cu nevoia lui. În momentul în care apare o nevoie, da, atunci se schimbă și comportamentul lui de consum. Altfel, el își păstrează cam aceleași destinații, an de an. Deci nu vor să schimbe.
Da, eu, la noi funcționează foarte mult, la noi în țară, funcționează foarte mult recomandarea din gură în gură, dacă vrei. Și atunci e nevoie de o masă critică de clienți care să fi călătorit pe destinația respectivă și care să apuce să dea mai departe informația că a fost ok, că a fost safe, că au fost condiții bune, că totul a fost ok la destinație. Și apoi, următorul pas este ca ei să compare destinația nouă cu o destinație în care au fost. Să spună, da, domnule, este comparabil cu Grecia. Da? Este comparabil cu Turcia. Dar cum nicio destinație nu are doar puncte forte, atunci oamenii, în funcție de ceea ce își doresc, optează, nu? Poate că pe unii nu interesează plajele neapărat sau calitatea plajei și atunci Muntenegru, Croația poate fi o opțiune foarte bună. Pentru unii este foarte important luxul, pe care, sincer, un lux și accesibil nu îl găsești decât în Turcia. Pentru alții e important atmosfera din destinația respectivă, mâncarea, da? Este foarte important și atunci se duc toți în Grecia, pentru că acolo este apa aceea foarte frumoasă, sunt, hai să spunem, este o destinație prin care poți să te plimbi cu mașina, nu este o destinație extraordinar de scumpă, de asta spun, este în funcție de nevoi, iar oamenii schimbă nevoile în funcție de etapa vieții prin care trec. Ai menționat cuvântul sfânt, online. Mă rog, concediu este și un proiect online, de este fapt. Este un proiect online. Este numai online. Este și un brand online. Ce a dus online-ul în turism? Cred că ce reprezintă acum online-ul, de fapt? Cred că online-ul a dus în turism, în primul rând, sau a satisfăcut în turism această foame de informare. Pentru că, știi, mie îmi place să dau tot timpul exemplul ăsta. Pe vremuri, acum mulți ani, și mașinile se vindeau pe catalog. Nu le găseai în showroom. Te duceai într-un showroom de mașini și îți arăta cineva catalogul și îți alegeai tapiseria după catalog, îți alegeai culoarea și așa mai departe. Acum mai greu să cumperi o mașină fără să-i faci un drive test, nu? Chiar dacă, ok, nu pe configurația pe care ți-o dorești, dar vrei să simți mașina respectivă, să vezi dacă te simți bine și așa mai departe. Așa și în turism. Lipsa de informație de care sufeream, pentru că online-ul nu era atât de dezvoltat, nu făceau ceva decât ca omul să opteze pentru ceva în blind. Da? Ei mergeau în orb la agenția de turism și încercau de acolo, din auzite, să-și cumpere produsul sau hotelul pe de care știau ei că e ok. Uneori se nimereau cu așteptările lor, alteori nu. Însă acum online a ajutat foarte mult în research. Oamenii, în proporție de 90%, fac research în online, chiar dacă ei își achiziționează pachetul din offline. Cred că asta a fost, cred că asta este principalul sau principala calitate a online-ului. Informația pe care o găsești oriunde, review-urile pe care le găsești, tarifele pe care le găsești, informațiile despre hotel, despre destinații, experiențele bloggerilor care au fost acolo, pentru că știu foarte bine cât de important este să citești pe cineva care a fost în destinația respectivă și nu care doar povestește din cărți. Tot acest acces la informație a ajutat turismul și online nu cred că asta a făcut. Asta pe de-o parte. Apoi, cred că viteza de achiziționare a produsului, iarăși, este un aspect foarte important, pentru că oamenii au posibilitatea în momentul de față, după ce și-au făcut research-ul, să meargă pe un site, să își caute hotelul, să analizeze hotelul sau să analizeze lista de hoteluri, mânca apoi să își cumpere produsul sau să trimite măcar o cerere de ofertă în real time. Înainte trebuia să mergi din agenție în agenție, să te duci în pauza de masă probabil, sau să te duci în weekend la o agenție de turism, sau să-ți iei liber ca să te duci să-ți cauți vacanța. Acum, seara, când ajungi acasă, este mult mai ușor să o găsești. Și offline-ul vinde? Offline-ul vinde cel mai bine. Pentru că dacă ne referim la sejururile, la vacanțe, la pachetele de vacanță, da, offline-ul vinde cel mai bine. Online-ul rămâne în continuare doar la nivel de research. A început și online, pentru că simțim și noi pe concediu că există un mare potențial de achiziția produsului cu plata online. Eu când mă refer la vânzări online, nu mă refer atunci când clientul dă cu cardul. Pune cardul și plătește și vine confirmarea și apoi este preluat de către agent pentru informații suplimentare. Însă conversia în continuare, cea mai mare parte aici, vine în offline. Da, cererile și marketingul se face în online, oamenii vin din online, dar finalizează în offline. Uh-huh. Business-urile online au început în România, mă rog, acum 10 ani, în general cu agenții online care vindeau bilete de avion. Da. Și cred că cele mai mari continuă să fie aceste
site-uri sau cum vrei tu să le numești, agenții online de, de vânzare a biletelor de avion. Chiar dacă ei s-au diversificat, continuă cel mai mare business să provină din biletele de avion. Așa este. Voi ați ales să nu mergeți pe linia asta biletelor de avion, să nu vă bateți cu marile agenții online care vând bilete de avion. De ce asta? Este simplu, nu poți să intri într-o bătălie pe care știi că nu poți câștiga. Și este foarte important să știi clar ce obiective ai, să știi exact ce resurse ai și să știi încotro te îndrepți. Noi am considerat că în momentul de față piața biletelor de avion online este suficient de mare, iar războiul într-o astfel de piață este extrem de scump. Noi nu ne permiteam să nici să investim atât de mult și nu ne permiteam niciun război de asta de uzură, dacă vrei, în marketing, pentru că secretul unui business online, mai ales în ceea ce privesc biletele de avion online, se duce marketing cu investiții pe măsură, bineînțeles. Și deci atunci voi focusul, spune-ne, hai să povestim acum de concediu, că am ajuns în momentul ăsta. Ce e concediu.com? De unde a venit ideea? Păi, ce e? Concediu.com este un brand care aparține Millennium Tour. Dacă vrei, uite, foarte pe scurt, povestea lui este așa. Înainte să apară Paravion, care Paravion.ro a fost un brand fondat de Millennium Tour și apoi vândut către fondul de investiții, până să apară Paravion, oamenii de la Millennium au vrut să dezvolte un business online sub denumirea de Concediu.com. Uh-huh. Asta a fost primul brand al mileniului. Acum 10 ani, 90 20 de ani? 5, ceva de genul ăsta, când internetul era oricum destul de... Păi internetul a apărut în 92, de fapt. Da, de fapt nu, a fost prin 99 sau 2000. Paravionul a apărut puțin mai târziu. Făcând o paranteză, eu prima oară am intrat pe internet în 97 în gara din Oslo. Și de ce am mai intrat acolo? Aveam un tren de noapte care pleca la Stockholm și... Nu mai rămăsesem cu, nu știu, ceva de genul echivalentul cum era atunci 10 mărci germane și aveam ce să fac cu ele, că un covrig era mai scump, o cola era mai scumpă și am văzut așa scris undeva în gară internet cafe, o să-mi iau ceva de internet. Deci știu sigur, august 1997. M-am dus acolo, am plătit, aveam bani doar pentru jumătate de oră, m-am uitat evident ca vițelul la poarta nouă și a venit băiatul de acolo și a zis, tu ai mai fost vreodată pe internet? Nu. Hai să-ți arăt cum funcționează. Nu știu, ce informații te interesează? Nu știu. N-am nicio nevoie. Unde te duci de aici? Zic, eu la Stockholm, nu vrei să știi cum e vremea? Da, hai să văd cum e vremea. Deci a intrat în celebrul motor de căutare Alta Vista, care era atunci la mare modă, între timp a dispărut, și mi-a arătat cum e vremea în Stockholm și așa mai departe. Am fost în Oslo cu 2 săptămâni. Șoc și groază. Fix la 20 de ani după acest moment există acel internet cafe în gara din Oslo. Oamenii au continuitate și sunt perseverenți. Dar uite, vezi, dacă nu optai pentru internet și optai pentru covrig, crede-mă că nu-ți mai aminteai august 1999. Evident că nu mi-aduceam aminte. Bune ori internetul ține de foame, dacă vrei. Sau hrănește mintea, vezi? Asta așa, ca să glumim. Deci concediul a fost dinainte de Paravion. Da, concediul a fost dinainte de Paravion, însă, mă rog, lucrurile, știi că în viață, sau nu știu dacă știi, dacă crezi în chestia asta, lucrurile în viață se așează într-o anumită ordine. Iar ordinea a fost ca Paravion să dezvolte, urmând ca noi să ne ocupăm acum de concediu și sper eu să-l ducem la nivelul la care ne-l dorim. Da, deci concediu are istorie, dacă vrei. Faptul că nu a fost promovat sau că nu a operat. Dar a fost online. A fost online, dar mai mult ca ce putea fi pe vremea respectivă, cred că un mix site de prezentare. Nu, dar zic acum 5 ani, cu 3 ani mai exista? Da, și acum am probleme cu link-urile acelea. Dacă vrei să vorbim din punct de vedere SEO, am niște probleme cu link-urile acelea vechi, știi? Pe care încercăm să le rezolvăm. Da, el a fost online, dar practic el nu a avut trafic și nu a avut activitate absolut deloc. Noi practic am reformat tot. Dar bine, și vremurile te obligă să reformezi și vremurile te obligă să te dezvolți și să te adaptezi, astfel că nu cred că e nimica... Sau nu am făcut ceva ce n-ar face și altcineva fără nicio problemă. Eu consider că e mai greu să-ți reformezi business-ul în momentul în care el are deja un flow. Așa că când ești la început cu el, e deja mai ușor pentru că ai deja o idee despre ceea ce trebuie să se întâmple și despre ceea ce vrei să faci. Iar noi la concediu
colaborăm cu tur operatori locali, integrăm ofertele lor, avem, mă rog, încercăm să-l îmbunătățim din punct de vedere al usability, din punct de vedere al experienței de navigare pe el, dacă vrei. Sună clișeistic, dar asta este realitatea, pe asta ne concentrăm. Și lucrăm foarte mult la optimizarea textelor și pozelor. Încercăm să-l ținem cât mai ok pentru utilizator. Deci dacă nu vindeți bilete de avion, ce vindeți? Vacanțe, adică... da. Vindem Turcia, vindem Grecia, vindem chartere, vindem vacanțe individuale, cu mașina, cu trenul, dacă vrei. Cam tot ce se află pe piața din România noi avem. Adică eu cred că în momentul de față, și având experiența câteva luni, adică nu avem nici 6 luni de la lansare, sau se fac 6 luni de la lansare acum într-o săptămână, două, nu cred să existe ceva în piața din România care să nu poată fi găsit pe concediu.com. Iar lucrul ăsta ne ajută foarte mult. Acum, focusul nostru este acela de a livra clientului corect. Pentru că poți să ai un produs bun, dar o livrare slabă și atunci mai degrabă poți să ai un produs slab, dar cu un client service și o livrare foarte bună și clientul să-ți rămână fidel, decât un produs bun cu o livrare slabă. Noi încercăm să ne optimizăm produsele, să nu punem chiar tot ceea ce se află în piață, ci să punem ceea ce considerăm noi că este ok pentru client, da? Pentru că într-o piață mare sunt produse și produse, și încercăm să livrăm corect, să oferim oamenilor consultanța aceea. Pentru că un business online trebuie să aibă în spate și și o consultanță offline. Omul trebuie să știe că ok, mi-am cumpărat vacanța de pe concediu.com, dar dacă am o problemă la destinație și nu mă cazează hotelul, eu pe cine sun? Trebuie să existe cineva în spatele lui, cineva cu care să poată să vorbească, cineva care să-i rezolve problemele. Consultanța se dă înainte de călătorie, în timpul călătoriei dacă e nevoie, și feedback-ul după călătorie este foarte important. Pentru că învățăm și noi din experiența clienților noștri. N-am putea să ne îmbunătățim, cred, activitatea dacă n-am ști ce dificultăți a întâmpinat clientul la destinație. Dacă a întâmpinat, bineînțeles. Și care e diferențiatorul vostru față de alte agenții online? Este foarte greu să găsești un diferențiator astăzi. Însă, cred că entuziasmul și... suntem foarte flexibili și încercăm tot timpul să ne adaptăm situațiilor. Lucru care se întâmplă destul de greu la companiile mari. O companie mare se adaptează mult mai greu situației. Hai să spunem și din cauza procedurilor, poate știm foarte bine că deciziile se iau mult mai greu într-o companie mare. Noi suntem o companie mică, suntem o mână de oameni acolo care încercăm să facem lucrurile bine și luăm deciziile mult mai rapid, implementăm mult mai rapid și cred că avem, neavând volumele extraordinar de mari, cred că avem timp să ne ocupăm de client. Realmente avem timp să ne ocupăm de client, nu doar să-i vindem produsul. Ați avut și cazuri de, să zic, crize, un client care a ajuns undeva și nu avea cazare sau... Da, am avut un caz chiar de curând în care un client a fost dezamăgit de ceea ce a găsit la fața locului. El, cumpărând produsul și analizându-l pe concediu, pur și simplu hotelul respectiv la care el a ajuns nu a fost conform așteptărilor lui. Și chiar am avut reclamația asta, într-adevăr. În același timp, trebuie să ne confruntăm și cu astfel de situații și trebuie să încercăm să găsim soluțiile pentru ca turistul să se simtă bine în concediu. Mă rog, în cazul acesta, reprezentanții partenerului nostru de acolo s-au dus, omul și-a schimbat hotelul, la opțiunea lui, dar a avut cine să ocupe de el acolo și cine să-i rezolve problemele. Dar se mai întâmplă și astfel de cazuri. Dar erau reprezentanții concediu sau reprezentanții tur operatorului al cărui produs ai vândut? Reprezentanții partenerilor noștri. Noi suntem în strânsă legătură cu fiecare dintre ei, mai ales atunci când este vorba de turiștii noștri, îți dai seama că suntem că e weekend, că e în timpul săptămânii, noi suntem tot timpul în contact cu ei. Absolut orice probleme pe care au turiștii noștri, noi trebuie să o rezolvăm. Că o rezolvăm singur, că o rezolvăm prin terți, că o rezolvăm cu ceva, noi trebuie aveți să rezolvăm. Aveți un helpline 24/24? Fiecare turist care cumpără vacanța de pe concediu are agentul dedicat și iar acel agent se ocupă de turistului până la capăt. Chiar și după întoarcerea din călătorie. Da, deci nu există neapărat un help desk, dar nu există turist care să nu aibă persoana să nu aibă contactul agentului care i-a vândut serviciu. Sunt agențiile online sigure? Sunt la fel de sigure ca orice agenție offline, dacă vrei. În business lucrurile sunt destul de relative. Azi poți fi sus, mâine poți fi jos. Cred că aș fi ipocrit acum să spun că
există stabilitate totală. În viața unei companii, ca și în viața unui om, există suișuri și coborușuri. Este, cred, nu este mai riscant online sau mai puțin riscant online decât este în offline. Am menționat în discuția noastră de câteva ori Paravion. Da. Mă rog, în ultimii ani au existat tot soiul de agenții offline care au dat faliment, mă rog, în afară de Țepar care au venit, au dat un tun, au fugit, dar agenții care aveau oarecare stabilitate, agenții mari, agenții profesioniste, care la un moment dat, din diverse motive, au dat faliment. Prost management, ghinion, voia la alarm, vorba aceea, au dat faliment. Paravion este prima firmă din online care are probleme, care este în insolvență. Mă rog, încă n-am auzit de nimeni care se plângă că nu i s-a onorat biletul de avion și așa mai departe, dar nu știu exact cum funcționează toată treaba asta, dar ce se întâmplă cu Paravion? Nu cred că sunt eu în măsură să-ți povestesc foarte multe despre ce se întâmplă în alt business, nu este nici, nu cred că ar fi potrivit. Însă, pentru că eu sunt atașat de brandul ăsta, pot să spun faptul că oamenii de acolo chiar au muncit foarte mult să asigure turiștii. Pentru că, în fond și la urmă urmei, despre ei vorba. Asta este motivul pentru care tu nu ai auzit de vreun turist care să nu aibă biletul de avion sau care să nu fie îmbarcat, sau chiar și turiștii care și-au achiziționat sejururi prin Paravion. Așa au desfășurat vacanța fără niciun fel de probleme. M-a întrebat cineva, chiar o blogăriță, chiar la ultimul eveniment, mi-a zis, zice, crezi că biletul de lui Paravion trebuie să plece în China în ianuarie, că am luat în Paravion, e asigurat? Zic, cu cine zbor? A zis, cu Qatar, zic, sună pe Qatar. Ce am sunat? Ce ți-a zis? Că biletul e confirmat și că e ok. Păi atunci n-ai nicio treabă. Exact. Acum, dificultățile financiare unei firme, da? Pot avea mai multe cauze, așa cum le-ai enumerat și tu mai devreme. Însă consider că, indiferent de dificultate, responsabilitatea oamenilor care lucrează într-o companie trebuie să fie la cote înalte atunci când lucrezi cu public. Da? Să nu-ți pui în pericol clienții. Atunci când există bunăvoință. Au fost și cazuri în care, din nefericire pentru noi toți cei din industrie, au fost cazuri în care există și rea voință și atunci clientul a fost pe ultimul loc. Da? Alte interese au fost primordiale, dacă vrei. În cazul Paravionului, ca să revin, eu zic că oamenii și-au făcut datoria față de toți turiștii lor, și-au făcut datoria și, mă rog, le-au oferit oamenilor ceea ce și-au dorit, adică vacanță sau biletul de avion. Mai mult de atât, eu sper din tot sufletul ca acest brand să nu moară. Asta pot să spun. Revenind din nou la online și, mă rog, în cazul concediu, mă rog, ai lucrat și pe Paravion, ai lucrat și pe Happy, acum pe concediu, care sunt principalele mijloace de marketing, tool-uri de marketing în care poți să promovezi un brand sau, mă rog, serviciile unui concediu? Acum depinde foarte mult cum îți construiești o strategie de comunicare. De exemplu, noi la concediu, în momentul de față, nu ne-am aruncat cu bugete foarte mari în AdWords sau noi încercăm să construim. Da? Și atunci lucrăm foarte mult pe content, lucrăm foarte mult pe SEO, o să intrăm și într-o bucată de afiliere curând, lucrăm foarte mult pe conținutul site-ului, ne dorim ca fotografiile de pe site să fie reale, să fie în conformitate cu ceea ce arată hotelul la el pe site, pentru că având zeci de mii de hoteluri pe site, este foarte greu să le vizitezi pe toate, însă vrem să ne asigurăm că ceea ce propune hotelul, ceea ce vinde hotelul în mod direct, preluăm și noi, astfel încât turistul să nu aibă fotografii diferite, astfel încât să-și creeze niște așteptări mai mari decât poate ar fi în realitate. Noi, având și un plan pe 5 ani, hai să spunem că ne permite să construim. Eu sunt adeptul răbdării, mi-am cultivat foarte mult răbdarea în ultimii ani și cred că punând așa betonul e mai sigur decât cartonul și atunci același buget l-am fi putut arunca în online, am fi putut poate avea un trafic mult mai mare, am fi putut avea vânzări mult mai mari, însă mi-a fost frică de prăbușirea acelui castel de carton. Prefer să mergem pe o fundație consolidată și să lucrăm foarte mult în jurul brandului. Acum depinde foarte mult cum își creează fiecare strategia. Dar canalele sunt clasice. AdWords-ul este un canal, social media cu tot ce reprezintă ea, în special Facebook în România, reprezintă un alt canal de comunicare, pentru că acolo se află clientul, indiferent cât de mult iubim sau nu iubim Facebook-ul, pentru că sunt oameni care nu iubesc Facebook-ul absolut deloc, oameni care nu cred în Facebook. Eu am întâlnit câțiva directori generali care, când mă auzeau de Facebook, o luau razna, mi se părea o joacă de copii. Tu crezi în Facebook? Bineînțeles, atât timp cât există oameni acolo,
cred că putem ajunge la ei. Acum, diferența dintre succes și eșec, dacă vrei, o face și marketerul și strategul, da? Pentru că cu același buget poți targeta mult mai corect sau mai puțin corect. Și atunci succesul vine de aici. Și care este secretul succesului în Facebook? Băi, dacă aș ști secretul succesului în Facebook, probabil că acum aș fi fost milionar și te-aș fi dus acasă cu un Lamborghini. Cu elicopterul, cred. Da, cu un Lamborghini cred că era suficient. Așa că o să duc, dacă vrei, cu o mașină mai mică. Dar nu cred că există neapărat o rețetă a succesului. Cred că există, în primul rând, eu cred foarte mult în a încerca lucrurile. Trebuie să încerci, să analizezi, să optimizezi și să acționezi. Eu cred că aceștia sunt pașii care te pot duce la succesul tău. Succesul meu nu este același cu succesul tău sau cu succesul altuia. Fiecare are propriul succes. Dar eu cred că pașii ăștia sunt importanți. Evident, e o perioadă scurtă de când ai dat drumul la concediu, cum ziceai, undeva sub 6 luni. Până acum trendul e ceea ce îți dorești? Da, da. Uite, eu nu neapărat că m-am surprins, pentru că fiecare om când începe un proiect are așteptări. Eu sunt moderat în așteptări. Am clar un business plan pe 5 ani, știu exact ce trebuie să se întâmple în fiecare an în parte, până în anul 5. Și nu sunt, eu cred că e destul de ambițios proiectul, dacă vrei, la nivel de rezultate pe care ar trebui să le atingem. Însă, în primul an, așteptările mele au fost destul de moderate, pentru că, așa cum vorbeam și cu cei care se ocupă de SEO, care se ocupă de AdWords, care se ocupă de email marketing, pentru că avem echipe diferite pe fiecare linie în parte, le-am spus așa: nu avem obiectiv, eu pentru voi nu am obiectiv de vânzare în anul acesta. Ceea ce îmi doresc eu de la voi este să încercați tot și tot ceea ce n-ați încercat până acum pe alte proiecte, da? Să analizați foarte bine ceea ce obțineți din încercările voastre, să tragem o concluzie, iar la anul să mergem ca lunetiști, așa, direct pe canalul care performează cel mai bine. Astfel că, din punct de vedere al așteptărilor, nu au fost foarte ridicate, însă eu sunt foarte mulțumit de cum funcționează site-ul și mă refer aici la volumul de vânzări, că despre asta e vorba. Clar, potențial. De fapt, ce mi-am dorit foarte mult este ca proiectul ăsta să-mi arate în astea 7-8 luni ale anului că are perspectivă, că are potențial. Dacă proiectul ăsta în decembrie, când o să trag linie, îmi arată perspectiva și potențialul, eu sunt cel mai fericit, indiferent de nivelul vânzărilor. Pentru că vânzările vin în timp. Și tu cum măsori potențialul? Prin reacția oamenilor, prin notoritatea brandului pe care o măsurăm tot timpul. Cum? Se vede foarte, foarte ușor prin rapoartele de SEO, de exemplu. Da? Notoritatea se vede, oamenii au început să acceseze direct site-ul acum. Da? Nu mai merg pe anumite link-uri sau pe anumite bannere. Deja oamenii tastează concediu.com, ceea ce pentru mine este un lucru extraordinar. În perioada asta mă refer. În timp o să-mi doresc mai mult, evident. Dar toate lucrurile pe care noi le măsurăm îmi arată potențialul sau lipsa lui. În momentul de față noi suntem în creștere. E normal. Pe de altă parte îmi poți spune, ok, de la zero n-ai cum să te duci în jos, nu poți să te duci cât în sus, da? Deci trebuie să existe creștere. Da, dar nu mă raportez la ceva. Adică nu, trebuie să te raportezi la target. Adică pregătesc că ai un, când ai zis că ai un plan foarte clar pe 5 ani în care da. Fiecare an un target, vezi, băi, reușesc să fac anul 1 sau sunt complet? Nu, la mine targetul începe din anul 2. Din punct de vedere al cifrelor. Da, nu ai cifre și de awareness sau cifre de trafic, nu neapărat cifre de vânzări. Nu. La mine totul s-a rezumat la vânzări. Pentru că vânzările trebuie să-mi asigure un flow sau un flux, dacă vrei, al investițiilor în marketing, salarii și așa Evident, mai departe. Evident, am zis că n-ai un target de vânzări în anul întâi. Da, n-am un target de vânzări în anul întâi și pentru asta le mulțumesc investitorilor că au putut să și-au respectat partea lor de investiții, astfel încât noi să putem rula business-ul cu toate aceste investiții în spate, cheltuieli, dacă vrei, că o parte din ele sunt și cheltuieli, fără presiunea rezultatelor financiare în primul an. Hai să vorbim din nou despre acțiuni de marketing. Da. Care au fost cele mai pline de succes ale tale? Nu neapărat în concediu. Păi au fost foarte multe proiecte, nu știu dacă de succes. Dar de care te simți mândru? Dacă te duce la un interviu la televizor. Da. Oricare ar fi. Păi nu știu, uite, îți dau un exemplu. La o conferință care a avut și un festival de premii pe marketing în turism, exclusiv acțiuni și proiecte de marketing în turism, împreună cu echipa de la Paravion, în anul respectiv, cred că am câștigat vreo 7 premii.
în cadrul acelui eveniment. Ceea ce pentru noi, ca echipă, a fost un lucru extraordinar. Și au fost premii luate pe email marketing, pe creație, pe... nici nu mai aduc aminte toate câte au fost, pe blog, pe content, pe optimizări, pe... erau mai multe categorii. Noi am luat 7 din ele, ceea ce, practic, noi am luat un premiu din fiecare categorie. Și pentru noi a fost o realizare foarte mare. Acum, pentru mine foarte important este ca, și uite, dacă vrei, ți-am spus că am avut ocazia să lucrez pe mai multe branduri, aparținând același holding, cu echipe dedicate pe fiecare brand. Cea mai mare realizare a mea, dacă vrei, a fost faptul că am reușit ca fiecare echipă, a fiecărui brand în parte, să funcționeze și să aibă succes pe bucățica lui, ținând cont de faptul că am adus oamenii de pe școlile de facultăți. Adică ei au venit în practică și au reușit nu doar să rămână mai departe alături de noi, ci să performeze pe linia lor. Se schimbe mentalitatea, pentru că una se învață la școală, alta se întâmplă în realitate, să fie responsabil unul ca să, mi se pare cel mai greu lucru de implementat sau de inspirat a unui om, da, responsabilitatea, mai ales unui om tânăr care are alte, să spunem, priorități în viață, ce nu neapărat responsabilitatea jobului sau responsabilitatea lucrului pe care îl face la job. Dacă vrei asta, faptul că cred că am reușit să construiesc vreo 4 sau 5 echipe de marketing care să funcționeze și mai mult decât atât, nu neapărat rezultatele pe care ei le-au avut acolo, ci și parcursul lor ulterior, care pe mine și acum îi urmăresc pe toți, știu pe unde sunt, pe unde lucrează și sunt mândru și fericit de fiecare dată când le văd realizările. Uite, dacă vrei, asta a fost cel mai mare succes al meu. În rest, proiecte au fost multe. Au fost proiecte cu blogări. Mi-aduc aminte că făcusem tot cu Paravionul, la care ai participat și tu, prima ieșire, unde am încercat să creăm comunitatea blogărilor de travel din România. Dacă ți-aduci aminte, era pe undeva pe la Bran. Pe la Bran, da. Pe la Bran. Unde s-au strâns toți, pentru prima oară s-au pus la oalt blogării din acel moment. L-au luat și le-am prezentat, fiecare și-a prezentat proiectul și așa mai departe. Au fost foarte multe lucruri pe care le-am făcut într-un moment în care nu le făcea nimeni, știi? Ce să zic, iarăși o provocare foarte mare a fost marketingul pentru Happy, pentru că la Happy trebuia să faci marketing corporate. Un alt fel de marketing, un alt fel de comunicare, un alt fel de canal, acolo era bazat totul pe evenimente, pe targetarea exact a unor categorii de target, dacă vrei, da? Deci trebuia să mergi mult mai... nu era atât de permisiv targetul încât să te joci din punct de vedere al creației, era mult mai pragmatic acolo. Pe Paravion te puteai juca mult mai mult pentru că era un brand comercial, un business comercial, avea un produs de masă, biletele de avion sunt trebuie să duci un produs de masă, puteai să te joci în toate felurile, da? Ce să spun, iar și pe Prestige a fost foarte interesant pentru că și acolo, Prestige-ul fiind un operator, targetul principal erau partenerii, resellerii, care trebuiau să vândă produsele tale și atunci acolo era un alt tip de marketing bazat pe evenimente, bazat pe vizite, pe tot ce înseamnă logistic, materiale logistice pe care să le dai revânzătorilor cu care tu să-i ajuți pe ei să funcționeze și să-ți vândă produsele. Fiecare proiect în parte, nu știu dacă neapărat, e foarte greu să conturizezi succesul, dar măcar m-au învățat câte ceva. Am învățat foarte multe lucruri. Dar în piață, bă, cine admiri din punct de vedere al marketingului? Păi sunt, să știi că urmăresc foarte bine ce se întâmplă. Bă. Sunt, eu am văzut și agenții mici care încearcă, ceea ce credem este un mare lucru. Uite, dacă vrei, acum câțiva ani vorbeam prin conferințe și spuneam tot timpul, nu putem exista fără marketing. Nu putem exista fără marketing. Noi lucrăm într-un business al serviciilor. Serviciile nu se vând decât prin marketing. Exclusiv. N-ai cum să le vizi altfel. N-ai un produs în mână pe care clientul să-l guste, să-l miroasă, de care să se folosească. Da? Chiar și da, dacă n-a auzit nimeni de el, poate să fie cel mai bun de pe planetă. Evident, dar ai mult mai multe șanse să vinzi un produs pe care tu îl gusti, îți place și să-l mai cumperi a doua oară. În servicii, în schimb, marketing și comunicarea este triggerul principal. Da? Și spuneam chestia asta în conferințe și tot timpul cei din agențiile îmi spuneau, da, dar noi nu ne permitem să facem chestia asta și sunt perfect de acord cu ei. Îmi dau seama cât de greu este pe o marjă mică să plătești tot ceea ce înseamnă cheltuieli de funcționare, furnizori, să mai faci și marketing și să faci marketing, cum să spun,
nu doar să ne facem că facem marketing, pentru că poți arunca mulți bani și să n-ai niciun fel de return, da? Este foarte complicat. Însă sunt multe agenții, uite, de exemplu, că pot să dau nume, nu? Mie mi s-a părut, gândind în timp, da, ce s-a întâmplat în ani de zile, toată strategia de comunicare a Cristian Tur, de exemplu, care în primii ani a început foarte agresiv, erau peste tot și așa mai departe, după care și-au optimizat campaniile și le-au mai restrâns, dar s-au dus mult mai targetat, s-au dus mult mai, n-au mai fost peste tot, dar au fost acolo unde trebuie, da? Asta este un exemplu de perseverență, asta odată, care cred eu că le-a dus rezultate foarte mari. Paralela 45, iarăși, am observat în ultima perioadă că s-au dus destul de bine în zona de digital. Cred că o echipă bună acolo, care au dezvoltat destul de mult partea asta digital. Cel puțin ce văd eu ca și comunicare, da? Eurolines-ul, care are un brand puternic în spate, care se numește TUI și care este foarte, foarte permisiv și este foarte ușor să te joci cu el, clar, și ei au o comunicare foarte, foarte ok. Mai sunt Eturia, de exemplu, care pe nișa lor funcționează foarte ok. Și nu numai că funcționează foarte ok, ci comunică destul de corect, atât cât comunică. Nu sunt extraordinar de vizibil, dar atât cât comunică. Ce nume să-ți mai dau? Mă rog, ce să-ți mai zic de Happy Tour? Care Happy Tour este destul de conservator în ceea ce înseamnă comunicare, însă știe exact ce are de făcut și unde trebuie să facă și exact acolo face, ceea ce reprezintă o calitate destul de mare. Sunt multe, cred că îmi scap acum, nu știu dacă ar fi trebuit să-ți dau neapărat nume, însă sunt foarte transparent și cred că eu cel puțin de la fiecare din brandurile pe care ți le-am enumerat mai devreme, am învățat câte ceva. Clar. Adică nu pot să le fac pe toate pe care le fac ei, dar pot să admir ceea ce fac ei bine. Așa că suntem la sfârșit din studio, mi-a spus că mai avem doar 2 minute. Spune și mie, cum crezi că va evolua piața de turism? Păi eu sper să... Și ce va face online? Eu sper în primul rând să existe o liniște politică economică și să fie tot ok din punct de vedere a securității la nivel european, cel puțin. Pentru că dacă se va întâmpla chestia și va exista acest echilibru, eu cred că piața de turism în România va merge din ce în ce mai bine. Oamenii vor să călătorească, oamenii și-au dezvoltat această cultură a călătoriilor și eu cred că perspectivele sunt foarte bune. Dar, mă rog, lucrăm și într-un business în care depindem foarte mult de ceea ce se întâmplă, de contextul economic, politic, ce vrei tu, militar și așa mai departe. Da? Iar online-ul, nu, cum să spun, online-ul deja nu mai este viitorul, online-ul este prezentul care creează viitorul. Crezi că va crește procentajul celor care și cumpără, nu numai cei care se informează? De la an la an. De la an la an. Acum știi cam care o fi un split între on și offline? Sau feeling-ul tău care, chiar dacă n-ai o cifră... N-am o cifră neapărat. N-aș vrea nici să o greșesc, însă este covârșitoare din punctul meu de vedere în favoarea offline-ului. În momentul de față. Dar anul acesta, cel puțin, aceste câteva luni, mi-a arătat că online nu are un potențial foarte mare. E adevărat? Pe niște tranzacții mai mici. Am înțeles. Îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitații mele și, baftă! Mulțumesc, Doamne ajută! În continuare, o să ne mai vedem peste câteva luni, după ce tragi linia, să vedem cum ai tras-o. Și pe dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit această emisiune și vă invit și săptămâna viitoare, la aceeași oră, marți, la orele 20, să discutăm din nou despre turism și despre ce se mai întâmplă în jurul lumii turismului sau eventual să avem niște aventuri pe diverse meridiane. Și de asemenea vă invit să urmăriți în continuare emisiunile canalului 33. Bună seara, la revedere!